Directorii școlilor au fost luați prin surprindere în nenumărate rânduri în acest semestru. Ba au făcut orele fizic, ba online, iar de luni, școlile, în care rata de vaccinare este de peste 60%, se deschid cu prezență fizică. Cu doar 3 zile înainte de începere, directorii au aflat cum își vor desfășura orele și au fost nevoiți să se adapteze rapid situației. Viforel Dorobanțu este director școlar și este de acord cu decizia luată de autorități. Stăm bine, 63,8. Deci noi vom începe fizic. La mine în școală, eu fiind și profesor și am avut și colegi care au acceptat, ca să spun așa, la stilul ăsta de predare, dar a fost așa o teamă de online, nici din partea elevilor, nici din partea profilor. Pe de altă parte, sunt și directori care critică modul în care ministerul a ales să gestioneze situația cu privire la școli. Este și cazul Oanei Isar, director la Liceul de Arte Plastice Nicolae Tonița. Elevii vor continua orele online pentru că personalul și profesorii nu sunt vaccinați în proporție de 60%. 45% din personal vaccinat, dar eu cred că nu este relevant pentru că până acum... Deci am luat vacanță pentru că incidența era mare. Acum nu mai contează incidența, contează personalul vaccinat. Carmen este directoarea celei mai mari grădinițe din Timișoara. Are 470 de copii și 65 de angajați. Inițial, unitatea apărea în scenariul 2, cu o rată de vaccinare sub 60%. Asta însă din cauza că lista cuprindea o raportare mai veche. Acum, 69% dintre angajați sunt vaccinați. Și uite așa, pe ultima sută de metri a trebuit să se organizeze și să informeze și pe părinți. Foarte târziu am aflat și am primit... informații oficiale, cred că în jurul orei 18, după care, da, eu m-am informat grupul de președinți, grupul de educatoare, care mai departe a informat grupul părinților și înainte de aceasta am făcut o ședință în Consiliul de Administrație, unde am decis că unitatea noastră va funcționa în scenariul 1,